Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre o placă grafică și anume AMD RX 6600. Placă grafică ce este instalată în sistemul din spatele meu. Această placă are 8 GB VRAM și este dedicată segmentului Full HD. Clar, poate rula și aplicații în 2K, însă nu a fost concepută pentru această rezoluție. Mai precis, este o placă grafică mid-range ce se poate bate cu 3060, deși 3060-ul este un pic mai scump. 6600-le din spatele meu promite o performanță 1080p foarte bună. Am pregătit teste sintetice și câteva jocuri pentru a ne face un punct de referință și voi lăsa în descriere un link către pagina oficială cu această placă, unde veți găsi mai multe detalii. Sistemul din spatele meu este bazat pe un Intel 11600K, 6 core-uri, 12 thread-uri și 16 GB RAM dual channel. Așadar, sistemul este destul de echilibrat și construit în asemenea fel pentru a rula jocuri Full HD, de preferat cu detaliile date pe maximum. Și, spoiler alert, o să vedem că această afirmație este adevărată, dar cu mici steluțe pe aici, pe acolo. Hai să vedem despre ce este vorba prima și prima oară în testele sintetice. Voi începe cu Cinebench, unde am scos 1451 de puncte în single core și 11266 de puncte în multicore. Mai departe mergem către Firestrike cu 20651 de puncte scorul general, TimeSpy cu 8190 de puncte și în final avem și Port Royal cu 3782 de puncte. Pentru cei curioși, am dat și varianta extremă și în Firestrike Extreme am scos 10199 de puncte, iar la final avem și TimeSpy Extreme cu 3794 de puncte. Haideți să începem cu jocurile online. Primul pe listă este Apex Legends și setările sunt toate date pe High, Enable sau Very High, cu excepția V-Sync-ului. Și am pornit. După cum puteți observa, jocul se mișcă și se vede foarte, foarte bine. Avem între 130 și 144 de cadre pe secundă. Mai mult nu funcționează pentru că are limită de FPS-uri, însă nu am ce să comentez. Experiența este fără cusur și îmi place acest lucru. Bineînțeles, există moduri prin care puteți face Apex Legends să ruleze la mai mult de 144 de cadre pe secundă, însă consider că nu este necesar. Așadar, la o rezoluție Full HD, experiența mi se pare că nu are absolut niciun compromis. Mergem mai departe către Battlefield, unde rulăm în continuare la o rezoluție Full HD și setările date pe High. Mai precis, preset-ul este dat pe High și V-Sync-ul de asemenea este oprit. Abia am început un match și avem între 130 și 140 de cadre pe secundă cu ocazionale dropuri la 110-120. Din nou, experiența mi se pare foarte bună, detaliile există, sunt foarte plăcute și la fel ca și la Apex Legends, nu am ce să comentez asupra acestui sistem. Mergem mai departe către jocurile single player. Primul dintre cele două jocuri testate este Control și la fel ca și la cele online am păstrat exact aceleași setări. Full HD, preset dat pe High și V-Sync oprit. Momentan nu am absolut nicio problemă cu jocul, rulează între 100 și 110, am crescut până la 130. Experiență foarte bună de gameplay. Temperaturile sunt foarte bune,
Placa grafică stă în 60 de grade și procesorul în 46 până în 50 de grade. De asemenea, sarcina maximă este preluată de placa grafică. După cum puteți observa, este folosită în proporție de aproximativ 100%, în timp ce procesorul stă lejer sub 20%. În final, ajungem și la ultimul joc pe care îl testăm și anume Glitchpunk, adică Cyberpunk. Este un joc destul de greu pentru majoritatea sistemelor și exact aceeași poveste ca și la titlurile anterioare, Full HD preset dat pe High, nu pe Ultra. Avem 60 de cadre pe secundă cu ocazionale dropuri sub această valoare, dar văd că nu sare de 60 de cadre pe secundă, nu sare mult, pentru că am văzut să avem 61. În schimb, procesorul, după cum puteți observa, este puțin mai solicitat, aproape 40% utilizare, iar placa grafică stă în 100% și are o temperatură de 60 de grade. Absolut nimic neregulă cu sistemul. Experiența în acest joc mi se pare bună, însă este limitată de jocul în sine, de felul în care este dezvoltat, pentru că știți și voi povestea. Este un joc ce a avut probleme la lansare, dar și după aceea. Dacă vrei să te joci Cyberpunk într-o astfel de configurație, ei bine, poți fără absolut nicio problemă. Ei bine, cam asta ar fi experiența de gaming cu acest RX 6600. Mi se pare un build perfect pentru gaming la o rezoluție Full HD. Și pentru că tot am zis de build, mai trebuie să vă spun că sistemul din spatele meu este powered by Gigabyte, adică avem sursă, SSD, evident, placa grafică și placa de bază, toate de la același producător. Și dacă sunteți interesați, evident, puteți achiziționa sistemul din spatele meu de pe site-ul nostru, însă configurația poate să difere în funcție de perioadă și disponibilitatea stocului. Până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețuri actualizate și dați-vă cu părerea despre această placă în secțiunea de comentarii de mai jos.